Băiatul, ce faci? Doamne, Iosif. Păi de ce dori? Păi cum de ce dori? Hai scoală sus, hai tu, uite zi-mă? Ce de treabă e afară de făcut. Stai afară, mă dați, de ce mă dezvelești? Să te scurs, te dai pentru jos, ce? Să mergem afară, că afară e soare, e cald, e frumos și trebuie de făcut treaba. Eu nu pot să le fac singur. Hai, veni lângă mine, ia stai ce jos. Ce să fac lângă tine? Îi duc cu ce fac? Nu, mă, duc, nu, ce să fac lângă tine acum? Cum ce să faci? Vreau și eu ceva. Ce vrei ceva? E două săptămâni. N-ai care să mă ții în pauză. Să te țin și un an în pauză. De ce? Că nu faci treabă. Fă, dă-te, fă, mă, ta, numai așa ai făcut mereu. De câte ori am zis, aia, numai așa faci. Mă, tine, suflet să-ți... Bă, tu ești chiar nesimțit? De ce sunt? A? De ce sunt? Tu așa faci dacă ai copii? Fiți-ar sexual. Să-ți fie. De resimțitul dracu care ești. Să ne simți, nu? Păi foarte resimțit ești. Ești și s***a parmă și pe curățile, pe curte. Ce să fac, papa? Să sap grădirea, să cureți gunoaiele, să faci. Ce să faci? Știi să bei? Și să umbli cu și vii la mine să-ți dea sex? N-ai să pe toată viața ta. Ia vă să vedem ce ai făcut tu de azi de dimineață. Ce-am făcut eu de azi de dimineață, da. N-am făcut nimica. Ce vrei să fac? Seara te stai la televizor până la 11, 12. Și care-i problema când vii ta? Aia că nu pot, că ne-au de copii, că nu aia. Și eu ce fac? Și tu spui mie de ce mă duc la c***? Păi nu, du-te tu la c***, să vii să mă îmbolnăvești pe mine. Păi de ce te îmbolnăvești? Știi, ai treaba asta? Cum să nu știi? A? Uite mă, ultima oară ai fost la c***. Și ai venit și m-ai îmbolnăvit. Tu ce fac acum? Ce să-ți fac? Tu știi numai sex. Sex. Dar tu ce știi? Muncă, treabă. Mai ce, să stai la televizor? Viu obosit de la băutură și de la c***. Și mai vrei și de la mine sex. Cine fac? Tu mă, tu, doar nu eu. Tu. Nu vorbești corect. Așa mi-ai făcut mereu toată viața ta de când trăiesc cu tine. Să n-am parte de sufletul meu. Numai așa îmi scoți ochii. Între noi doi numai, gata. Ce numai? Nu mai vreau să mai facem sex, nu mai vreau să fie al meu și asta e tot. Și atunci eu ce fac? Să duci și cu băutura, cu plimbările, cu anturajul. Eu mă duc și stau amărt acolo cu copiii mei. Și te las pe tine liber să faci ce vrei. Ce să fac, fai eu ce vreau? Fără tine nu se poate. Marin are un mod aparte de a-și arăta iubirea pentru Mihaela. A bătut-o până a lăsat-o fără dinți, iar acum se miră că femeia nu-l mai dorește ca bărbat. Pâine la faz, ia de te faz să mă uit, plec! Nu mai te uita tu, mă, că n-ai dreptul să te uiți. Să mă uit, ce uite pâine ce ai luat azi, na, asta e toată pâinea, aș împăpit-o toată, să mănânce Marin de jumătăți. Că vă nu știți să mâncați pâinea normală să o tăiați cu cuțitul. Hai de la prost să mănânce. Vino mă încoace, vino încoace să-ți arăt de ce nu-mi convine. Ce s-a lăsat pe familia mea, nu te știu. De aici să te ungă. Ia uite te fa, n-ai dus nici gunoi. Ia uite te faci aici. Uite te faci aici. Tu vrei să-ți fac numai eu? Tu trebuie să faci. De ce numai eu? Păi da, de ce? Păi de ce m-am măritat cu tine să fac numai eu singur aici cu rețenie? Păi dacă eu te-aduc bani. Dar ce bani mi-ai adus, mă, că uite mor de poate în casă cu copii. Cum le-am adus? Dacă aduci o pâine, două, gata, ai făcut mâncare. Ai adus tu. Bă, ia roaba și încarcă cu noi. Dacă nu dau cu roaba după tine, familia mea. Păi, n-auzi, ia să te văd eu acum cum faci tu curat de aia. Că tu m-ai sculat pe mine din sub. Că să-ți fac bine, eu. Bine, mă, hai că eu încarc gunoiul ăsta, dar să te văd și eu pe tine acum cum faci tu grădina aia, da? Hai de drum. Ce să-i fac la grădină? Ce să-i faci? Iei furca, iei grăblea, o grăblești și te apușă sat. Păi, fă, fă, știi care e problema ta? E? Știi de ce nu te mulțumesc, nu-ți fac eu nimic ceea ce vrei tu? E, de ce, mă? Pentru că nici tu nu mă mulțumești pe mine ca bărbat. Nu mai vreau, nu mai am nevoie de sexul tău. Nu mai ai nevoie? Nu, vreau să ne despărțim. De ce nu ai? Da, e așa, fiindcă ești prea d-ăsta așa, un prost și un obraznic și tot felul. Fă-te, familia, pune și fă aici. Tu faci, fă curat că tu m-ai sculat din somn. Dacă mă lăsai să dorm la ora asta. Păi te-ai sculat din somn, că uite, afară e soare, cald, frumos. Ce? Crezi că Dumnezeu stă după noi? Ha? Bine. Nu mai vine zăpadă, nu mai vine ploi? Bine, hai să plângi tu urmile mele, spun eu. Hai să le plângi cât de curând. Când te-ai apucat de curtea asta să-mi o liberez să fie curată, atunci aveți și tu sex de la mine. Atunci poate ne înțelegem, nu știu. Până atunci nu. Mihaela a fost cât se poate de clară, dar masculul în căldură are o capacitate de înțelegere mult limitată. Intră în casă. Păi ce să fac? Păi dă și mie. Du-te, mă, că nu-ți dau, nu-ți dau. Ce? Nu-ți dau, că uite ce ai de treabă de făcut ce acum. Ce am de treabă? Nu-mi poate să-ți arăt eu ce ai. Ce să mi arăți, mă? Uite, bă, ce-i păi grădina asta. Păi nu tu faci mizeria asta. Eu fac, ia uite, bă, asta, ce-i na. Făcut tine, că ai spălat. Ia și fă. Cine vrei să ți le facă eu? Păi să tu, și spăl, eu pe la muncă. Tu trebuie să le faci acasă pe toate astea, nu eu. La care muncă? La muncă, unde mă duc eu? La băuturi. Nu contează unde. Aia e munca ta? Da. E, dar aici am întâlnit, nu o să mai vezi de la mine nimica tu. Să te apuci să faci aici și a treabă în grădina asta. Să fac eu treabă în grădină. Hai să vezi ce fac. Că mă duc și fac și. Să tu faci ce aici treabă, și fac. Eu fac acolo.
Să vezi ce treabă îți dau în cap. Hai mă, pune mâna și pe altă dată. Ce tu? Să fac? Fă-ți curățenie în curte. Eu să te drăci în casa mea. Doi, punea mâna, mă. Niciodată ce-i face nimic. Dar nu asculta muzică. Bagă să-mi cânteguță mie și mă muzica ta. Și să-mi dai bani să mă duc la băuturi. Înțelegând în sfârșit că drumul spre Așternut trece prin grădina care trebuie săpată, Marin renunță la sex în favoarea sticlei, doar că nici de băut nu prea are. Îți bagi muzică? Da. Păi toată viața ta asta ai făcut. Păi și ce să fac? Să-ți fac ție? Că tu nu ești în stare să le faci palitele? Ești în stare tu? Da. Tu ești frumosule. Aha. De toate faci tu. Nu te interesează nici grădină, nici casă, nici curte, nici nimica? Și eu o să le fac pe toate, nu mai fac, mă, nu mai pot. De ce plânge cu de focul meu? De să te bat. Să te și ungă. Să te ungă. Pune mâna și fac curat, faci. Eu nu mai fac nimic, ca ce să fac. Că dau curaba nu, după uite, tine. Nu, uite, mizerie îți fac. Îți fac mizerie, toată curte. Și toată casa. Și plec de aici. Fă, dar tot tu faci pal dracu cu mine. Tot tu ești cu gura mare. Tu ai făcut ceva? Tot tu m-ai sculat în somn. Tu ai făcut ceva, tu? În gură. Pune mâna. Faci ceva, și mă, nenorocitule, faci ceva tu în curtea asta. Nu ia vreau. Ia lopata și încarcă de aici. Nu vreau, mă, ia tu și fă ia tu. Și fă, fă. Ia și fă, că nimeni nu faci. Ia uite ce ai făcut aici. Păi vezi că aștept tu mă forțezi. Eu. Tu mă forțezi să mă duc la femei? Eu te forțez. Dar cine mă forțează? Tu te forțezi să te duci. Aolo, păi tu. Dacă tu nu-mi faci menajul. Tu. Păi dacă tu nu faci și mie treburile casei. Și vii numai beat. Vi nu mai dai mai de ceartă. Aseară am încapat și eu. Aseară poți să mănânci? Să mănânc? Da. Nu mănânc, fa. Păi ceva ce să stau? Păi ce da, să stau? Așa ai fost mereu. Dezbaterea celor doi a ajuns acum pe tărâmul culinar. Dar cum problema lui Marin a rămas amorul, cele două domenii se întrepătrund. Uite, fa, ce ai pus să mănânc? Fierdați de dimineață o oală de fasole. Ia uite, când mai fierbe fa asta? Într-o lună, două? Încă-mi 10 ani să fiarbă în continuu. Și pe aia n-am pus-o pentru tine. Deci fiecare cum produce, nu? Da, cum n-ai zis așa? Să mai mă duc și eu la produs, să mai aduc și eu de ia mâncare? Ia stai, fa. Bă, pleacă de aici și așa și lasă-mă, că mă doare mâna. Până când? Bă, nu te... Dar... Mai bine, pune mâna și fă treaba aici și acum. Nu taci? Nu te... Că nu tac. Nu vreau... Cura. Mă... Și nu toci. Tot și-n bafta ta. Tot nu toci? Da, că mă doare mâna, mă, nu, mamă. Să te doară, fiica mea. Mânca de... Cură să fie... Pă gurat, da. Poți să dai... În sufletul lui mama, dacă tu mai faci figurile astea mult cu mine. De ce să nu mai fac? Păi ești tare în gură. Păi, de ce sunt aici? De ce m-ai luat de nevastă? De ce te-am luat? Să te duci să vezi să vagabondele. Să le aduci să faci grătarul cu ele în curte. Fă bă treaba ta. Păi tu mă faci și nu mai pot să fac cu la 10 la 11. Nu mai pot singură. Păi și eu? Nu faci nimic ca fa în curte toată ziua. Uită-te face ei, na. Ia uite-te, fa, mizerie. Păi eu nu mai pot. De e treaba ta aici. Dar tu ce poți, fa? Eu am altă treabă. Păi ziua nu poți, noaptea, și cum dracu tu ce faci? Cum stai toată ziua la băutură? Cum trăim? Așa să trăiești, că așa vrei tu. Păi de ce nu mai faceți noi iubire? Nu mai fac iubire. De ce? Că nu vreau. Păi ți-a frică că facem vreo 5 copii? Când te-ai potolit tu, cum copii? Ce copii mai trebuie? Ardă-te, iar foc. Fă, tu mai, uite-te, fii atent ce mi-ai făcut. M-ai transpirat, mi-a venit nervii în cap. Și mie mi-a venit nervii la... Aici, ai nervi la... Cap, intră da. În casă dacă ai nervi la... Că ți-i potolesc eu. Aoleu. Da. Ți-i potolești tu? Ți-i potolesc. Cum îi potolești tu, mă? Știu eu cum. Cum îi potolești Știu tu? Știu eu cum. Cum? Așa. Du-te, n-ai să vezi. Până nu te faci om de treabă să faci curățenie în curtea asta, nu vezi, mă, nimic de la mine. Dar limba nu vezi nimic ca de la mine. Ta. Ce fuși, mă? Stai pe loc. Să te stai bat. Stai pe loc, dacă îți dau ceva mult. Că așa știi să faci tu. Ne-am scurs viața pentru tine, fa. Unde mai scurs? Aolo, fa. În pahare de băutură. În pahare mi-am scurs-o uite, pentru bă, tine. Uite, mă, mizerie în curte. Fă, lume te-a luat de cu noi. Trei copii, fă. Și? Nu mă interesează cine te-a pus să mă iei. Așa că am vrut. A, așa că ai vrut, pus. Da. Fă, și tot tu ești adreacul. Hai, pune mâna și pe curățenie, hai. Eu, fă? Da. Să dă mama doi, da, punea mă, mâna. Da, uite, soare frumos afară. Și pe burat în curtea asta. Nimic. Nu-i face nimic. Grebează-mi și când o-i face tu cu mine ce vreau eu, să vii la mine, să fie și noi bine între noi așa, căsnicia cum eram odată, e, atunci voi face și eu toate astea. N-ai să vezi treaba asta. Păi da, tu mă ții așa. Păi e problema că eu nu pot să fac sex până nu se vede casa și curtea curat. Păi nu, Fanti, dă-mi tu mie înainte și la urmă îți dau și o ție, că eu-s bărbat. Da? Nu se poate altfel. Nu pot. Nu se poate. Nu pot. Ce nu poți să-mi dai? Sex. Înseamnă că-i pe altul.
Miliam, înseamnă că ai pe altul, că altfel îmi dădeai mie. Păi dar tu m-ai făcut ca să nu mai mă culc lângă tine, din cauza că vin mai băut și nu-mi faci treabă în curte. Până la urmă, acest du-te vino dintre cei doi este vechi de când lumea. Problema este că Marin ignoră orice evoluție a artei seducției din paleolitic până astăzi. Auzi, dacă tu nu vrei să faci curat în curtea asta, așa, apucă-te și fă-mi cotețul ăsta la cot. Ce să-i fac falacul? La care cote să fac? La ăsta aici și iau. Fă, mai dă-te, pe mătă, cu cotețul, mătii. Uite, cotețul ăsta trebuie să-l faci. Și porcul, mătă, în suflet, să păi până acum. Aoleu, mai dă-te și nu mai da până și pe bapta ta. Tu te pune mâna și pe cotețul. Să faci spumă, dă-ți-ai face gură, amă. Stai că mă doare mâna, bă, prostul dreptului care ești. Până când? Păi du-te-ai de aici și fă cotețul, de ce te-ai apucat de-l? Nu-ți fac fa nimic, îți iau și porcul și cotețul și tot. Pleacă, du-te, tu mă pui pe mine să... Păi grădina nu vrei să o faci, cotețul nu vrei să o faci, dar tu ce faci? Păi tu mă pui pe mine să fac cotețul, tu ai spălat fa, Vasile? Nu le-am spălat. Păi adică tu mă pui pe mine, fă aia, fă aia, fă aia și tu, tu nu, în fond, nu faci nimic. Dar tu știi tu, tu ce faci? Ce știi? Eu știu să beau. Și să bei? Da. Dă drumul la băutură dacă nu vrei să o faci la băutură. Nici curtea, nici cotețul, nimic atunci. De ce? Știi, fii atent. Când ai fi tu cu minte cu mine, pui și eu mâna să faci tu. Păi tu, tu mă impui mie să fac lucruri pe care alea și tu cu mine n-ai grijă de mine. Nici ziua, nici noaptea, nici când. Ai tu! A-